În luna octombrie a acestui an, Steliano Filip a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Amintim că fotbalistul și actuala lui soție, Viviane, s-au căsătorit civil în luna martie a anului trecut. Cei doi îndrăgostiți au devenit oficial soț și soție după aproximativ un an de relație. Cu aproximativ două luni în urmă, Steliano Filip a devenit tată pentru a doua oară. Viviane, soția lui, a adus pe lume o fetiță. În acest sfârșit de săptămână, cei doi și-au creștinat micuța, pe Jessica Sofia. Într-una dintre cele mai importante zile din viața lor, cei doi îndrăgostiți au radiat de fericire și s-au bucurat de fiecare clipă petrecută alături de cei dragi. La emoționantul eveniment, în luna martie a anului 2023, Steliano Filip și iubita lui, Viviane, s-au căsătorit civil, după aproximativ un an de relație. În cadrul unui interviu pe care l-a acordat cu ceva vreme în urmă pentru Antena Stars, fotbalistul spunea că soția lui este femeia care îl face cel mai fericit în acest moment. Pot spune că este femeia care mă face cel mai fericit în acest moment. Am găsit persoana care mă completează. Am petrecut foarte mult timp împreună și am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt. Și eu și Viviane ne gândim și la căsătorie. Ne dorim să formăm o familie frumoasă. Bineînțeles că a participat, nu am avut nimic împotrivă. Este tatăl ei. El acum are o nouă familie și trebuie ca și ea să cunoască familia, să stea cu soția lui. Mi se pare normal. Totuși, sunt căsătoriți. Nu mă pot pune împotriva nimănui. Am fost fericită pentru el și i-am dorit casă de piatră, a declarat Bianca Marina.